Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face o nouă lucrare pentru bradul de Crăciun, pentru a decora bradul, și anume vom face această coroniță. Eu nu am decorat-o deoarece aș fi schimbat un pic aspectul ei și doream ca dumneavoastră să o vedeți cum arată. Coronița mea este lucrată cu firul de bumbac și cu croșetul numărul 1, croșetul pe care îl folosesc de obicei. Și ca suport avem această parte de plastic de la sticlele de lapte sau de suc, cele care au gura mai mare. După cum puteți vedea, fiecare astfel de colțișor este distribuit între două grupe de piciorușe duble înalte, pentru că vom lucra cu piciorușe duble înalte. Astfel că pe acesta noi vom pune fie 52 piciorușe scurte, fie 44. Și vom începe în felul următor. Vom face un nod. Capătul de fir apoi îl voi ascunde în timp ce lucrez și vom începe să îmbrăcăm această parte de plastic în piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, vom pune fie 52 piciorușe scurte, fie 44. Aceasta este partea cea mai dificilă, însă încet cu răbdare noi vom pune piciorușele scurte și le vom număra în același timp. Eu am deja 4 și vom continua singure să punem de jur împrejur. Am ajuns la capătul rândului. După ce am făcut ultimul picioruș scurt, voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș de la începutul lucrării noastre. Acum vom continua lucrând 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș scurt și voi face un picioruș dublu înalt. De două ori firul pe croșet și voi continua în următorul picioruș scurt. Un alt picioruș dublu înalt. Deci, în felul acesta, noi vom lucra primul rând. În corespondența fiecărui picioruș scurt, vom lucra un picioruș dublu înalt, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Și am ajuns la capătul rândului. Eu am un număr de 44 piciorușe duble înalte. Voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua lucrând 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. De două ori firul pe croșet, voi intra în piciorușul următor și voi face un picioruș dublu înalt neterminat. Acum am două fire pe croșet. Voi intra în următorul picioruș și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt neterminat, iar apoi voi intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș. Și voi face cel de-al patrulea picioruș dublu înalt. Un moment. Deci, cel de-al patrulea. Vom închide totul împreună. Vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi lua de două ori firul pe croșet. Voi intra după cel de-al patrulea picioruș și voi face un picioruș dublu înalt. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. 4, 5, firul de două ori pe croșet și voi intra în corespondența aceluiași spațiu
și voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare, firul de două ori pe croșet și voi porni din nou seria de patru piciorușe duble înalte, neterminate. Deci avem 1, îl țin pe croșet, cel de-al doilea, țin pe croșet, cel de-al treilea, este pe croșet și cel de-al patrulea. Acum voi închide totul împreună, voi face cele trei ochiuri de lanț de separare, firul de două ori pe croșet și voi intra din nou după cel de-al patrulea picioruș și voi face piciorușul dublu înalt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, după care cel de-al doilea picioruș dublu înalt în corespondența aceluiași spațiu. Trei ochiuri de lanț de separare și voi continua seria piciorușelor duble înalte pe care le voi închide împreună. Așa se prezintă ceea ce vom lucra. Vom continua singure pe întreg parcursul rândului. Am lucrat ultimele patru piciorușe duble înalte, voi închide totul, voi face cele trei ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și după cel de-al patrulea picioruș, voi intra și voi face piciorușul dublu înalt, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet de două ori și voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi închide totul în corespondența punctului unde am închis primele patru piciorușe duble înalte. Voi închide cu fir alunecat. Acum voi lua firul pe croșet o singură dată și voi intra în corespondența spațiului format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu, cel de-al cincilea picioruș dublu. Voi împinge un pic în felul acesta, cel de-al șaselea picioruș dublu. Acum voi forma un picot, am făcut trei ochiuri de lanț și le voi închide, după care firul din nou pe croșet și voi continua lucrând din nou o serie de 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența spațiului unde am închis următoarele patru piciorușe. Voi face un picioruș scurt. Va fi mult mai ușor. Iar acum din nou firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț și voi face seria de 6 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, voi împinge un pic să se aranjeze, voi face cele trei ochiuri de lanț pentru a forma picotul, după care voi continua cu cele 6 piciorușe duble. 1, 2, 3,
4, 5 și cel de-al șaselea. Și voi închide totul cu piciorul scurt, vom face piciorul scurt că este mult mai ușor, în corespondența spațiului unde am închis cele 4 piciorușe dublu înalte. În felul acesta vom lucra de jur împrejur. Acum am ajuns la ultimul colțișor. Vreau să închid împreună cu dumneavoastră. Voi face primele 6 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4, 5. Cel de-al șaselea le voi împinge un pic în felul acesta, voi forma picotul 1, 2, 3, voi intra în primul ochi de lanț și voi închide, iar acum voi face ultimele 6 piciorușe duble 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, voi închide cu piciorul scurt în corespondența punctului unde am închis cele 4 piciorușe duble. Voi scurta firul și, așa cum vă spuneam, nu rămâne decât să decorați în modul în care doriți dumneavoastră. Eu scurtez firul, capătul de fir îl vom ascunde de desubt, fie cu acul, fie cu croșetul, așa cum v-ați obișnuit deja, în felul acesta. Nu rămâne decât să decorăm fiecare în modul în care dorește, să pună o fundiță, o mărgeluță, ceea ce doriți dumneavoastră. Voi scurta acest capăt de fir să nu se vadă. Așa. Vom atașa firul transparent sau din nou ceea ce doriți dumneavoastră. Uitați-vă cât de frumușică este coronița. Eu îi voi pune o fundiță din acestea care este cumpărată din magazin. Eu voi aplica frumos aici și vom încheia și această parte a lucrării. Eu sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi. Sper că veți lucra cu drag, pentru că se lucrează foarte, foarte ușor. Uitați-vă, voi pune aici această fundiță și apoi mă gândesc dacă voi decora și cu altceva. Voi vedea. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!